V-ați întrebat vreodată care este diferența dintre StumbleGuys și Brofals? Hai să vedem. Prima oară dăm un meci pe StumbleGuys, după dăm un meci pe Brofals și să vedem unde facem win. Deci intrăm prima oară într-un meci pe StumbleGuys și dacă nu știți ce e Brofals sau StumbleGuys, bine, StumbleGuys cred că știți toți ce e, dar dacă nu știți ce e Brofals, este un joc asemănător cu StumbleGuys. Sincer, eu știam de Brofals de dinainte de StumbleGuys, dar din câte am văzut pe Google, apărea că StumbleGuys a apărut prima oară, a apărut la începutul anului 2021, iar Brofals a apărut prin vară și hai să vedem ce putem face. Deci avem harta aceasta cu astea de se înclină și așa. Hai să vedem. Băi, eu cred că o să fie mai ușor pe Brofals, ținând cont că pe Brofals nu mai sunt chiar atât de mulți playeri și nu știu, cred că e mai ușor pe Brofals, sincer, dar hai să vedem dacă putem să câștigăm. Aici se joacă lumea prea tryhard și de asta cred că o să fie cam greu, dar nu-i nimic, noi încercăm să vedem cum stă treaba cu acest joc și hai să trecem de asta așa, mamă ce m-a luat ciocanul ăsta, ok, hai să trecem pe aici și dacă mai vreți episoade cu StumbleGuys și cu Brofals și cu opa, așa, dacă vreți să mai încercăm și alte jocuri asemănătoare cu StumbleGuys, lăsați acolo în comentarii ideile voastre de challenge-uri, de jocuri, whatever ce vreți voi. Dacă știți alte jocuri asemănătoare, mă, dar de ce e asta așa? Băi, dați-mă la o parte, vă rog, eu lăsați asta și o să lăsați așa, gata și am sărit, bun. Bun, mă calific sau? Nu știu dacă mă calific sau nu. Nu știu dacă mă calific sau nu, asta este întrebarea mea. Nu știu dacă, gata, m-am calificat, perfect, hai să facem și noi o schemă așa, să trecem și noi așa lejer. Bun, prima rundă trecută cu succes. E joc de echipă, treaba e să am o echipă cât mai bună să câștigăm, că nu știu ce să zic eu chiar așa, adică nu știu dacă o să câștigăm noi meciul ăsta neapărat, dar hai să vedem, totuși dăm câte un meci, că așa am zis, vedem ce facem, hai să-i batem, sper să nu ne dea ăștia gol repede, hai să mă duc eu să dau gol, bă, deci eu sunt la albastru, ia că mă duc cu mingea asta, nu mă vede nimeni, a venit ăsta Robi, mă, românul ăsta Robi, dacă ești pe aici, de ce ai venit, mă? Lasă acolo în comentariu dacă vezi videoclipul acesta. Lasă-mă să dau gol, lăsați-mă vă rog să câștig meciul acesta, că vreau să ajung cât mai în față. Mă, dar e nașpa că e dăsă de echipă și eu nu vreau să fie dăsă de echipă. Dar oricum și pe Brofals există un joc de echipă, că l-am jucat în meciul trecut, adică din... Nu. Ne-au dat ăștia gol, să nu ne dea nici pe al doilea. Ok, deci Brofals am jucat în episodul trecut, am încercat jocul să văd care e diferența dintre el și StumbleGuys și așa mai departe, într-un fel. Și... puteți să-l vedeți chiar acum sau după acest episod, dacă încă nu l-ați văzut, desigur, și hai să dăm gol, mă, bă, câștigăm și noi sau... Era și acolo ceva cu fotbal, mai că era într-un fel ca Rocket League, adică aveai cu mașini și cu de-astea, dar nu puteai să sari și de-astea. 2-0, 2-1, pardon, nu 2-0, perfect, hai, mă. Mamă, opa, 3-1, nu, cum, bă, dar nici nu l-am văzut pe Raimichi ăla sau cum ne-ai cheamă. Ia, hai să vedem, dați-vă la o parte, hai, Kylian Mbappé, hai. Mbappé la balon, Mbappé, Kylian, ia, aplicat către, pasă către Florinel Coman, Florinel, hai Florinel, gol, hai că gol dacă e în fine, ok, hai bă, dați-vă la o parte, mă, mai sunt 14 secunde, nu, mamă, Tătărușanu, ce apără Tătărușanu, incredibil, a apărat-o, perfect, nu aveți ce spune despre asta, adică puteți doar să mă aplaudați și așa, bă, dar acum e overtime, ok, hai că îi dăm gol, nu, ia să încerc eu să dau gol cu aia, bă, m-am riscat, am lăsat mingea aia în spate, sper să nu ne dea ăștia gol, dar hai să-i dăm noi, nu, îmi dă pe lângă minge, nu, și, ai bă, of, și merg cu asta, bă, da, pase, vă rog, pase, hai, Casemiro, Modric, mamă, hai că e număr toți fotbaliști și nu dau cu niciunul gol, dacă e, și acum, nimic. Bă, da, un gol, mă, un gol, vă rog, un gol, acum, Zlatan, Ibrahimovic, bine, mă, 3-2, bine, n-a fost al meu, dar a dat altcineva și măcar ne-am calificat, hai cu ultima rundă, runda finală, poate câștigăm meciul ăsta, doamne ăștia, și să sperăm că o să câștigăm și la Brofals și aici toate cele bune, like, subscribe, dacă vrei să se întâmple asta. O runda finală este asta cu Hot Wheels, sper să ne dea o mașină cât mai bună, aia care are viteză și așa, și sper să mă duc eu foarte în față, ia să sar aici, bam, așa m-am dus, frumos, trecem prin partea aceasta, bun, mă duc uite așa frumos, sar așa prin partea asta, mă duc pe ăsta, vreau să încerc eu ceva bine că n-am căzut și așa, mamă, da, ok, hai că l-am prins într-un final ăsta și mergem pe aici, facem schema asta, sărim, bă, Peter Pan,
A furisitul de Peter Pan ăsta. Bine, nu-l cheamă Peter Pan, dar îl cheamă Peter. Bă, mașina asta e bună? Nu cred că e bună, nu cred că e bună. Dar, nu mai calific. Bă, măcar am ajuns în finală, dar doamne ăștia să câștigă la Brofals. Dar cine știe cum mă calific, dar cred că mai e cineva în față, în afară de băiatul acesta. Din câte mi-aduc eu aminte, din ce am văzut, adică cred că sunt mai mulți în față, habar n-am ea. Dar sunt 3 în față? Bă, cream că e doar unul, nu 3. Dar hai să prind boostul, am prins, dar degeaba că nu ne calificăm și revenim pe Brofals. Bun, am intrat și pe Brofals, cam așa arată jocul. Dacă nu-l știți, puteți să intrați în episodul trecut de l-am postat ieri. Că să nu vă mai prezint toate astea, v-am prezentat acolo și așa. Și hai să intrăm într-un match, dăm play light aici și hai să vedem ce se întâmplă, să vedem care este prima hartă. Sper să nu fie totale de ieri, sper să fie o hartă nouă pe care încă n-am jucat-o, adică pe care n-am jucat-o ieri. Să jucăm și noi cât mai multe hărți așa, dar oricum treaba este că noi trebuie să ne calificăm și să vedem dacă este mai ușor aici sau dacă este mai ușor pe StumbleGuys. Bă, cred că e într-un fel, bine, depinde și de hartă și de player, pentru că aici, nu știu, n-am văzut câți le-am calificat, de fapt câți au intrat în meci. Nu știu dacă se mai întâmplă să mai intre persoane, să fie lobby full, că nu știu cât de jucat mai este jocul acesta, dar ok, asta, harta asta nu este de ieri, nu era de ieri. Bă, mai știu harta asta, hai să vedem cum e. Și dacă n-ați văzut episodul de... Mamă, pe eu sunt de ăsta, mă, ce se întâmplă? Eu sunt de ăsta. Da, bine, ca să vă zic acum, eu sunt de ăsta de pune capcane și chestii de genul aici. Adică, uitați, hai să vă arăt, să vă demonstrez, dar rosez din meciul ăsta, că... Sau tot ce, mă, că poate câștigăm așa. Deci chiar este mișto, ok, am omorât pe acolo. Spuneți-mi, eu zic că e mai mișto, adică e mișto mecanismul la jocul ăsta făcut cum ești cu chestia asta să fii tu de ăsta, dar n-aș fi vrut eu să pic acum de ăsta, mamă, cum i-am aruncat pe acolo. Incredibil, acum trecem în partea asta. Oricum, mi se pare că pot să mă mai duc în spate, dar ia să vedem. Asta este la dinamite, nu? Clic la dinamite. Opa, l-am luat pe ăsta de era pe primul loc, te-ai dus, frate. M-am uitat și pe acolo aici, ce se întâmplă aici, oare? Ia, să vedem. Bă, ce s-a întâmplat? What? Opa, l-am luat pe ăla, l-am luat? Nu l-am luat. Ok, a rămas acolo, hai mă. Bă, da, vreau să joc și meci normal, nu vreau să joc doar chestia asta, dar... Mamă, stai că e și aici de ăsta și așa. Cred că deja o să termine. Da, o să termine cineva și... Ia, stau eu aici. Ăștia pot să mă omoare pe mine, asta e toată treaba, dar eu dacă stau aici și le dau de-astea în continuu, eu mor în continuu, da. M-a aruncat unul, mi-a dat-o greavă de tot. Ia să vedem, merge și din partea asta, mai punem de-astea pe aici. Punem, bă, dar nu mai știu dacă muream, dacă mă murau ăștia, muream de tot să termina meciul sau care mai era faza, cred că da. Că altfel nu pot să-mi explic chiar așa de bine. Lasă că fug, îi dau ăstea, bam, 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 i-am dat încă una și la băiatul acesta. Mamă, că vin după mine. Ia bucata. Bă, ăla cu corona aia roșie, cred că este ăla care a terminat primul. Că nu știu de ce are corona roșie. Vino încoace, veniți la tata să vă dau bătaie. Bă, de ce încercați, mă, voi să veniți pe mine? Că uitați, vă dau o bucată la toți. Vreau să-l omor pe ăsta, așa, că avea corona aia. Ia, bam. Oh, și primesc, fiți ma, ce mi-a dat la bucata. Primesc și niște tokenuri, vedeți voi acolo în stânga sus, că primesc tokenurile alea când îi omor pe ăștia, cred că când îi omor pe ăștia sau habar n-am, că uite că vin așa niște tokenuri spre mine, habar n-am de unde vin și așa, dar hai să nu murim până se califică toți aici, bam, bam, bam. Bă, de la runda următoare o să fiu tot eu, că nu mai știu dacă o să fiu tot meciul sau dacă o să fiu doar de runda asta, dar sper să fiu doar runda asta. Hai să vedem totuși, după ce este în runda, bă, da... Nu termină ăștia 18 persoane. Știți care e faza aici, de ce se termină și mai greu și așa? Dacă caz te dă de la început, nu ți dă ca la StumbleGuys mai în față, gen, nu e niciun checkpoint, te dă fix de la început dacă calci și de-aia probabil stau ăștia mai mult și nu vreau să mor. Mă, nu mai am trape de astea, le-am pus pe toate, dar le dau ăstora, ăștia nu mă ating deloc. Cred că de două ori m-au atins băieții ăștia, dar eu le dau fatala. Le dau fatala ca Tyson. Știți melodia? Bam. Bam, 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 mamă, deja m-am plictisit, mă. Hai, mă, încă două persoane trebuie să moară de acolo și după să vedem dacă ne dă ca player de ăștia cum au fost ei sau dacă ne dă tot ca seeker de ăsta, ca de ăsta cu capcane, ca trapper sau cea de genul, aș putea să spun. Bă, încă două persoane trebuie să califice, mă. Hai, mă, nu puteți să vă calificați, băieți? Nu puteți să vă calificați chiar așa? Mamă, stai că mi-au bătaie, mi-am luat bătaie, nu. Mi-am luat bătaie. Bă, dacă mă arunc, mi-au eu viață sau ceva? Nu.
Păi stai mă, că pot să mă arunc așa în continuu. N-am nicio treabă. Ia să-i dau astea bucata. Veniți următorul. Bă, încă două persoane. Nu se mai califică ăștia, mă. Ce au, mă, ăștia cu mine? De ce nu vor ăștia să califice? Gata, mă, s-au calificat și într-un final. Și hai să vedem dacă ne dă tot de ăsta trepper și așa. Sau dacă ne pune ca jucător normal. Hai să vedem. Sper să mă pună ca jucător normal, dar nu știu ce să zic. Cred că mă pune ca trepper. Uitați că sunt aici în dreapta. Trag de manetă și bag pe ăștia în boilerul ăsta, în mixer. Așa cum se zicea, că nu mai știam cum să zice și așa. Dar hai să vedem, bă, o să fiu tot eu oare sau... Hai să vedem totuși. Ok, următoarea hartă este asta. De-a fost și ieri când ne-am jucat noi cu Red Light, Green Light ca în Squid Game. Dar hai să vedem. A, tot eu sunt, mamă, pe nașpe dacă tot sunt eu. Bă, cred că ies din meciul ăsta. Pot să ies? Da, pot să ies din meci. Cred că ies din meciul ăsta și revenim la un meci în care suntem și noi de ăștia. Că e mai, e cam complicat așa. Ia, dau live game. Ai, îmi pare rău, cred că câștigam meciul ăsta așa. Bine, nu știu, de fapt, nici nu cred că poți să câștigi meciul ăsta ca de ăla, dar faci niște tokenuri de asta, după cum ați putut vedea, uite, am 1042 de tokenuri de astea și hai să intrăm într-un meci normal. Sper să nu ne mai dea de asta, că vreau să ne jucăm și noi ca lumea, să fim, să vedem ori StumbleGuys, ori BroFalls. Unde este mai ușor, pe BroFalls sau pe StumbleGuys? Chiar sunt curios, hai să vedem. Bă, da, hai să vedem câte persoane o să intre, că nu știu dacă o să fie lobby full, dar da, hai să vedem totuși cum o să fie toată treaba aici. 24 de persoane, 25, încă 10 secunde, 8 secunde, mamă, nu se mai, nu prea mai joacă lumea așa de mult, dar, da, nu știu, hai să vedem. E nașpea că nu se mai joacă lumea, bine, eu, cum v-am zis, știu jocul ăsta de dinainte, bine, nu știu cum v-am zis pe episodul ăsta, dar pe episodul de ieri v-am zis, mamă, perfect, nu sunt eu de ăsta așa. Știu jocul ăsta de dinainte, dar, habar n-am. E mai popular StumbleGuys și așa, adică și ăsta șmecher, mamă, e asta cu Red Light, Red Light, Green Light. E mișto și jocul ăsta, nu știu, spuneți-mi dacă vă place și dacă vreți să încercăm cât mai multe jocuri de genul și dacă vreți să facem și live-uri cu jocurile astea de genul. Mamă, trebuia să mă mișc puțin, dar uitați, aici e Red Light, Green Light, dacă ați văzut Squid Game, când este Red Light, acesta își deschide ochii și noi nu trebuie să ne mișcăm. Știți care e faza? Faza tare, într-un fel, da, e nașpa, în alt fel. Bă, de ce? Uite! Ați văzut? A intrat la mine, m-a lovit. Și dacă intră ăla în mine și mă lovește, eu o să fiu și-o luat automat că... Opa! Bă, dar asta prea mult, mă. O să fiu și-o luat automat. Uite, eu pot să iau și cu mâna dacă apăs pe left shift, pe shift-ul din partea stângă. O să fiu și-o luat automat. No, de ce m-am mai dus? O să fiu și-o luat automat de ăștia... ca drept mișcător, adică că m-am mișcat eu, chiar dacă nu m-am mișcat eu, dacă m-au sabotat ăștia și așa, dar mamă, stai, gata, mă pun pe loc. Bă, da, uite mă, acum puteam să trec. Bă, ăsta s-a mișcat, what? S-a mișcat băiatul ăla, de ce? Ok, hai să trecem aici, în fine, nu contează, noi suntem noi și ne gândim doar la noi, suntem atenți numai la noi. Hai să trecem noi de partea asta aici, bam. Sper să nu fie nimic aici, să nu dea ăsta, da, unde e ăla, e mai în față. Oh, deja au ajuns băieții la el, ok. Mamă, stai mă că trebuie să am grijă că aici dacă mă duc așa, nu cred că e prea bine. Bă, dar câte persoane au intrat? Că uite că se califică 24, au intrat multe persoane, s-a făcut lobby full, mă, oare? A, uitați, bestul meu este de 0.44 și aici l-am făcut 1.23, deci nu este chiar tare, dar hai că revenim cu runda următoare. Bun, hai să vedem cu a doua rundă ce ne așteaptă. Sherp Club, pe asta mai fost. Asta a fost, da, da, stai că eu nu eram. Eu eram ca de la cu capcane. Deci eu știți, e prima hartă de a picat atunci când eram eu la capcane și am ieșit și așa. Dar hai să vedem ce putem face noi acum pe harta aceasta. Bam, bam. Ia să vedem. Sărim și noi așa frumos, mamă, eram puși. Ia să luăm și noi bănuți ăștia că... Mamă, stai că să califică 10 persoane. Dă-i naiba de bănuți, că n-am nevoie de bănuți ăștia. Ce pot să fac eu cu ei? Prima oară trebuie să... Bă, da, aici e ceva? Nu, nu mai e. În partea asta... A, e la... Bă, am uitat sar. Doamne, bă, trebuie să mă calific în primii 10, mă, Rafaele, stai cu minte și fii atent la joc cât mai mult. Fii atent la joc cât mai mult. Ia să vedem, trecem și de aici. Uitați care e băiatul acela, ciocanul ăla. Ia, trecem așa frumos, aici bă, nu pot să cred. Doamne, ce mi-a făcut ăla, bă, dar nici nu m-am uitat eu într-o parte. Asta e toată treaba, că eu trebuie să mă uit într-o parte, că ăsta poate să dea la chestia aia de mai multe ori. Adică el poate să fie chiar acum aici și eu să nu știu. Ia, trec pe aici frumos, bă, dar unde e ăla? Unde era? Nu-l văd, cred că e în față, că sunt mulți care sunt mult mai în față. Dar, da, hai să vedem, trecem pe aici, uitați-l pe ăla, e acolo. Sper să nu-mi dea nimic pe aici. Bă, poate să-mi dea ceva pe aici, nu cred. Sper să nu-mi dea, uite a dat aici, mamă, dar bine că nu am prins și m-am calificat.
locul al patrulea chiar, bă, dar nu s-au calificat ăștia deloc. Bine, vedeți, mamă, dar e cam rușinos pentru mine, adică după cum puteți vedea, bestul meu e de 30 de secunde și aici am făcut 1 minut și 5 secunde sau ceva de genul, habar n-am. Ce bocate am tras ăstea acum. Ok, am ajuns runda finală, asta e bine, e foarte bine că am ajuns runda finală și hai să vedem, bă, sperăm că o să câștigăm. Dar stai că eu știam că puteam, parcă puteam să ajung aici, eu dacă dau rift pe turnul și așa, nu știu. Dar parcă puteam să mă urc pe ăsta, mă. Din ce parte puteam mai pe aici sau, nu știu, habar n-am. Bam, 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 și hai să vedem runda finală, care o să fie oare, bam, bam, bam. O, Final Circle. Nu știu exact cum era asta, dar parcă am o vagă bănuială așa, o mică, mică bănuială cum era jocul acesta, dar hai să vedem. Suntem ultimii 10, ultimii 10, nu? Da, finaliștii. Hai să vedem cine câștigă meciul, mamă, sper să câștig. Bă, dar stai, în ambele meciuri am ajuns în finală? Parcă da. Da, în ambele meciuri, adică și pe Stumble Guys și pe Brawl Stars am ajuns în finală, ceea ce e bine, dar hai să vedem. Acum e momentul adevărului. Ori câștigăm, ori ne ducem naiba. Ia să dăm aici, mamă, stai că ne a, ne dăm noi lovituri și așa. Mamă, nu, 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 nu. Pleacă de aici. Deci ne dăm lovituri și așa și să sperăm că nu o să cad eu. Bă, nu, 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 nu. Mamă, și să dau astea într-o parte. Asta e nasol. Ia să le dau stroi o lovitură. Bam, bam, plecați-mă de aici. Lăsați-mă. Nu, 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 nu. Lasă-mă, că eu sunt cu minte. Eu sunt cu minte. Nu mai dau în voi, nu mai dau în voi. Lăsați-mă în pace. Pleacă căpșunică de aici, du-te, du-te, du-te căpșu. Nu, 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 mamă, mamă, stai că te... Cred că mai bine la... Nu! Nu, 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 mai bine las pe ăștia să se bată și eu stau cât de cât așa, mai bine... Mamă, dar stai că se bate și ăsta brocoliu acum, nu? Sau el încearcă să ne bată pe noi oarecum? Mamă... Vino aici! Nu, 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 nu! Mamă, 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 mamă! Am rămas cu brocoliu și cu ăsta! L-am aruncat, l-am aruncat! Și mai sunt cu brocoli! Nu, pe fix brocoliu m-a dat! Bă, cât ghinion! Ma... La ambele am fost la fel cam de aproape, dar aici am fost mult mai aproape, am luat locul 2. Mamă, dar chiar ca așa era animația aici și arăta ce loc luam și așa. Bă, e tare jocul ăsta. Spuneți-mi dacă vă v-a plăcut și spuneți-mi unde m-am descurcat mai bine. La Stumble Guys sau la Brawl Stars? Și spuneți-mi dacă mai vreți episoade cu Brawl Stars. Dacă nu mai vreți, măcar mai ziceți și voi niște idei de jocuri asemănătoare cu Stumble Guys și cu Vaful Rafael. Noi ne revedem la un alt episod și vedeți că s-ar putea să facem și live în seara asta dacă îl vedeți astăzi pe data de 4 ianuarie, s-ar putea să facem și live pe la un 8, 9 și ceva. Bine, depinde și când postez episodul acesta, dar după ce postez episodul acesta, după o oră jumate, două, cred că o să dăm drumul și la live, deci fiți ceană pe canal, activați clopoțelul, like, subscribe, pa, pa!